O familie cu 4 copii, dintre care unul bolnav, a ajuns să doarmă sub cerul liber prin parcuri. A trecut o lună de când cei 6 au fost evacuați din camera de cămin în care locuiau în chirie. De atunci, cerul l-a fost acoperiș. Mai grav este faptul că unul dintre copii este foarte bolnav. Am început problemele de când am murit mama. Noi am avut o cameră de cămin pe numele mamei, dar au fost foarte mari datorii de la întreținere, pe care au dat în judecată firma, au dat în judecată camera, am pierdut procesul, fiind datorii foarte mari, și am mers într-o chirie. Proprietarul s-a reîntors, din luna martie am stat în chirie, s-a reîntors la începutul lunii și de dimineață până atras mi-a dat termen să părăsim apartamentul. Cred că mai bine de jumătate de timp în pat la lume. Și cum a fost? Copiii? Greu, foarte greu. Foarte greu că și cel mic e până pe inima. Fata, vă dați seama, la 1 an și 7 luni, ea vrea cât de cât un confort, cât se poate să doarmă, cât în cărucior, cât poate să stea. După ce au pierdut casa, și banii s-au cam terminat. Familia nu mai primește ajutor social din partea primăriei. Nu mai avem acum niciun, în afară de salariul soțului și alocații. Copiii suferă cel mai mult. Își doresc să aibă un loc în care să poată dormi și să se simtă bine. Un loc căruia să-i spună acasă. Nu avem unde stăm, nu putem foarte multe, ne permitem foarte multe. Acolo unde stăm e foarte rău și sunt mulți, sunt muște, sunt țari. Sunt o grămadă și păiange, ne vine să stăm afară mai bine. Unde să avem o casă nouă, să avem unde să mâncăm, unde să dormim, să am familia alături de mine. Tatăl copiilor are 2 locuri de muncă, însă banii nu sunt niciodată suficienți. Disperată, femeia a mers la părintele misionar Dan Damaschin, care nu a rămas indiferent și l-a oferit o nouă locuință. Cătălina, cu copiii ei, David, Claudiu, Mădălin și Sofia Ștefania, primesc astăzi o nouă șansă, dacă ei mai sunt încă mulți oameni care trebuie să așteptați de noi. Haideți să dorim speranță, căldură și iubire celor care au nevoie de dragostea noastră. Să fiți binecuvântați! Familia a primit un apartament în cartierul Vieții din satul Găureni, comuna Miroslava. Acolo mai locuiesc 6 familii aflate în grija Asociației Glasul Vieții și alți semenei noștri se află în situații disperate. Puteți să-i ajutați donând bani în conturile asociației.